intimiți, Crăciun fericit alături de cei dragi, la cafea dimineață. Cei mai nerăbdători deja și-au primit cadourile. Eu sunt acela. Da, tu și Happy. Și cu Happy. Da. Happy a confundat puțin zilele, de ieri se tot învârtea așa pe lângă Brad. Eu cred că ea știe intuitiv ceva. Iar astăzi deja n-a mai scăpat, a venit, a sărit pe mine, a sărit pe Fanny, să ne trezim odată. Da, eu am întârziat, ca de obicei, dar de țit. Și a venit și la mine moșul. A venit, bravo. Și o să desfacem împreună cadourile pe care eu le-am primit în acest an. Deci să înceapă unboxing-ul. Desfacem așa, în stilul frumos, mai îmi place acest zgomot. Așa, facem un ASMR cum se aude. Și avem două rochițe. Una așa, pe roșu. E drăguță și poate fi outfit. În realitate se vede mai bine. Aici e un pic spre portocaliu, dacă ochii mei văd bine. Da. Da, e fain, îmi place. Poate îți așează fain pe tine. Da. Și încă una pe verde. Mamă, culoare. E un fel de fistic, nu? Da, e un verde fistic. Da. Camera poate un pic distorsionează. Vezi că dai bagi în cafea din prima. Da. Are așa și un cordonel și e foarte drăguț. Da, e plăcut, îmi place culoarea. E calmă. Okay. Mergem mai departe. Ce e acolo? Ciocolată? Nu știu. Nu, e o carte. E o carte. Dominic Loro. E autoarea mea preferată. Timpul simplității. O carte despre grație, delicatețe și noblețe, despre iubire și discreție, loialitate și multe alte lucruri simple din trecut care dau viață și savoare. Care dau viața și savoarea pe care astăzi o căutăm. Foarte frumos. Ok. Ia să mergem mai departe. Asta este de la mama mea. E așa un... un fel de sacou sau ce? Un fel de bolerou, ea spune, care are perluțe. E de la firma asta Trendyol. Și știu că mi-a mai luat și ea încă o rochiță, dar probabil o să o găsesc sub brăduțul ei. Mm-hmm, dar fine. E drăguță și aceasta, îmi place. Bravo. Eu sunt cu perlele. De dimineață, bineînțeles, mi-am pus perle. Perle la cafea. Perle la cafea, da. Poate îți pui și o perlă în cafea. Da. Mai desfac. Ce carte e asta? Casa Gucci. Am văzut filmul, mi-a plăcut filmul. Filmul, să știi că nu a fost pe așteptările noastre, dar... Da, un pic ar fi putut să bată mai mult moneda pe anumite lucruri, ceea ce nu s-a întâmplat în film, dar cu siguranță se întâmplă în carte. Văd că e destul de consistentă și de groasă. Are așa și niște fotografii de ale familiei Gucci, probabil. Are multe pagini. Și abia aștept să o citesc. 662. Deci o lectură plăcută de vacanță. Am o săptămână vacanță, așa că o să mă delectez mult cu cărți. Bravo. Ok. Mergem mai departe. Cred că o să le pachetăm să le furăm înapoi, că atâta mai bine Bradu cu cadourile sub el, dar ce faină arată. Ce faină. Băi, am găsit tot cartea, nu ne-am ce almanac mai aici pe acolo. Asta cred că tu... Asta e de la moș, de la moș Fanny. Da. Tu ai complotat cu moșul și mi-ai cumpărat acest set de la Ritual. Îmi plac foarte mult produsele de la Ritual. Ia să vedem ce are el mai exact. Ușor, nu te grăbi, nu te grăbi. Explică ce e aici. Deci asta este un, o spumă în gel. Aici avem
Domnișoară. Un scrap de duș. Aici avem o loțiune de corp. Și aici avem un săpun de mâini. Toate de la Ritual. Mă bucur, îți plac? Da, sunt niște arome foarte fine și foarte discrete și superbe. Mai ce caos tu pe aici. Așa că da, e un cadou foarte frumos. Ok. Mergem mai departe. Ce mai așa? Finețuri. Finețuri de dormit. Ce sunt astea? E un halat din satin. Ah, halat de casă? Da. Și altul pe nuanța aceasta. Unul pe auriu și unul pe ce? Pe roz? Pe roz, da. E bingul acesta. Da, trebuie să-mi găsesc și outfit-ul de sub. Eu pe aceste mante. Foarte frumos. Și e satin calitativ 100%. Ce e? Ce? Ah, botoșei? Botoșei! Scrie Queen pe ele. Păi, dar tu stai, uitați-o cum stă. Deci, cearele goale și așa stă toată iarna. Cearele goale, da. Eu nu înțeleg cum poate. Moșul de și tu vrei zici că ai să porți așa ceva? Nu știu. Nu te dacă cred. Moșul mi-a adus, tu ce faci rapi aici? Măi, și... ea a primit, să știți, de dimineața. Da, dar nu se poate cu ea să să aibă o răbdare. Da, iar chestia asta ți-o pui pe frunte. Da, nu, e o coroniță din aceea ca să te demachiezi, știi, să-ți ții. Ah, da, să ții părul. Interesant. Ok, mergem mai departe. Asta am primit de la Santa, de la servici. Ce fain. Este așa un șal, foarte pictural. Sănătos. Cred că pe partea aceasta este Van Gogh. Da, el e genul că lui. Că sunt dușile lui. Mm-hmm. Nu m-am documentat încă, dar pe partea aceasta știu sigur că este Claude Monet, care e și preferatul meu. Mm-hmm. Da? Și e drăguț. Da, e fain, are două fețe, e plăcut. E acesta care te încălzește, așa. Mm-hmm. Da, e drăguț, e foarte fain. Foarte pictural. Și da. Franjure, am plăcut. Mulțumesc colegii mele care s-a gândit la modul frumos la mine. Okay. Și mai e ceva acolo. Mai am ceva? Da, chiar la Timi. Mai am și o bombonică, da. Bombonică? Bombonică cu mesaj. Credință, speranță și un nou început, iubire, cadouri, prieteni adevărați, sunt doar câteva lucruri pe care îți doresc să le ai de Crăciun. Frumos, bravo. Da, și o bombonică. Mă bucur, ți-a scris foarte fain. Da. Ok. Multă cafea. Observați că nu am dulciuri la pom. Fanny nu mai mănâncă, iar eu încerc să mă abțin. Dar am multă cafea. Chibo Barista. Chibo Expresso Brazil. Așa, India. Mm-hmm. Facem așa un periplu. Asta e preferata asta mea. E Classimo. Da, e preferat tata pentru că are multe, de fapt toate au. Da, sunt și cu 5 boabe și cu 6. Da, din nou Barista Ria. Și El Salvador. Mm-hmm. Multă cafea, că noi suntem băutori. Da. Iar moșul știe de care cafea trebuie să le bombe. Corect. Ok, mai avem. Mai aveți? Mai avem. Ce e chestia asta? Acesta e un am crezut că e o fustă, sincer. Un sacouț de la firma aceasta Zabaion. Stai să văd modelul. Nu prea se vede modelul. Dar e ceva... Da, are un model așa texturat. E bleu maren. Cu o broșă. Da, se vede un pic. Va fi foarte portabil. Da. Atât la fustiță cât și la pantaloni. Îmi plac sacouțele astea care... au o lungime potrivită, nici foarte lungi, nici foarte scurte, și fustiță. Ah, deci ai și o fustiță. Ai și o fustiță cu un volan. Parte peste parte, așa, un fel, dar nu e parte. Parte peste parte, are aici un volan. Ar fi bine să arăți către lumină, nu către umbră, știi, să vadă. Ok. Da.
Acum n-am cățele de asemenea. Așa, ne apropiem de final. Deci ce-am făcut aici? Nu știu dacă o sară. Un mic dezastru. Happy, își găsește și ea cu greu locul printre, dar cred că îi place. Cu siguranță îi place. Opa! Papucei! Papucei, pantofei, balerin! Eu sunt fană balerin. Ia uitați ce drăguțe sunt pe talpa, au aici o garniță. Da, e fain că e... Cred da. Că e moale, nu? Da, e moale. Și aici, în talpă, este destul de moale, par calitativ. Și de unde e luat pe ăștia? De la Moș Crăciun? De la... Ce zonă? De la Moș Crăciun. De la firma Trendyol. Ah, mai spus tu, da. Da, așa. Și, cărticica de biniște, de la bine și liniște. Ia uitați ce termen frumos românesc pentru hygge, pentru cozy, pentru da, wabi-sabi. Să știi, da, da. Biniște. Cât da. De bine sună. Uh-huh. Abia aștept să o citesc. Este Coffee Table Book. Ia uitați, are așa fotografii. Peste tot apare pisică. Așa. Și e făcută de Storia. A apărut la editura Nemira. Și da, e o lectură cât se poate de plăcută pentru perioada aceasta crăciunistică. Stai cuibărit așa în plocumioară și să citești așa ceva. E răspuns total. Corect. Și am ajuns la final. Moșu, noi când am făcut brad? Noi când am făcut bradul? Pe data de 4 sau de 5? Nu mai țin minte. Da, cam așa, pe 5. E, de pe data aia, tot vine moșu în fiecare zi. Cât un pic. Cât un corier, fiecare, cât un... fiecare săptămână cât un pic și s-a adunat aici. Sub răduț. Ce s-a întâmplat? Am și o geadă. Ce cu geadfuța asta, mă? Nu știu, dar îmi place. E pufoasă, așa. Da, e interesant. Are aici un da, e clasic. Buzunar mare. Să-mi pun eu o cameră și alea. Ah, pentru city break-uri. Pentru city break-uri, așa. Și da, pentru... probabil. Da. Îmi place culoarea. Da. Și lanțul e drăguț. Da, poate fi purtată și așa. Și mai am cămășuță. Este văratică, e faină. Da. E și văratică, dar e și iarnatică, că da, are chestiile care... astea de Crăciun, așa, treburile astea. Așa. Și alta cămășuță. Și asta are o culoare faină. Are o culoare faină. Îmi plac tonurile astea de maro, crem, închis. Am început să le folosesc din ce în ce mai des. Uh-huh. Sunt pe neautru. Vreți să filmezi, vedeți ce e aici? Nu e așa bun? Am ajuns la final. Eu trebuia să strâng de aici. M-am bucurat alături de voi de fiecare cadouț. Știi, e un vlogger, atenție, cad mere. Și a făcut un clip săptămâna asta. Cea mai mare poluare în perioada asta. Datorită hârtie și... Așa că sper să ducem hârtia. Noi oricum tot gunoiul ce avem gunoi îl ducem selectiv, tot timpul selectiv. Și aseară am dus două bidoane la selectiv. Acum dacă ei selectează mai departe, e problema lor. Deci noi chiar dacă am făcut un pic de dezastru, acest dezastru se va duce da, să facă. Eu am promis să fiu mai cu minte și să nu mai cumpăr atâtea haine pentru că am... Măi, dar tu acum ai făcut să zic așa, un efort. Un dar, maraton. Un maraton, dar ai făcut pe o lună de zile și un pic forțat, știi? Da. În general nu prea faci. Mai ales că am două rochii, am două sacouțe, deci pot merge pe combinație, am vreo două cămășuțe și cu alte lucruri pe care le mai am în garderobă să fiu mai cumpătată. Așa, pentru de dragul naturii până la urmă și să-mi ofer mai multe experiențe în anul 2022 decât lucruri materiale. Dar încă am comis-o, recunosc. Ok, dragilor, sărbători frumoase, binecuvântate, cu sănătate, alături de cei dragi vă dorim mai de aici, de la noi și o să ne vedem pe next vlog. Mulțumesc pentru vizionarea acestui clip și pentru comenturile voastre frumoase de la ultimele clipuri.